Cei care s-au născut în Zodia Scorpionului vor avea între 28 și 29 mai seara o perioadă interesantă. Pentru că pe 28 mai, în acest sector al relațiilor parteneriale, își va face apariția planeta Venus. Ea va fi puternică, bună, mare. Stăpână peste zodia taurului. Este guvernatorul taurului, ea se va afla în domiciliu, va fi foarte eficientă, va fi într-o casă importantă, o casă activă, dinamică și va crea, alături de celelalte posturi astrale, momente memorabile, zice, sau esențiale pentru împăcare, consolidare, semnare de contracte, epuizarea unui conflict sau renunțare. La tot ceea ce a fost discordie și disensiune. Unii se vor mira și nu vor crede. Vor avea impresia că este o vorbă în vânt, un artificiu, cum să se înțeleagă cu o persoană cu care până acum nu au făcut decât să discute de pe poziții diametral opuse și să nu ajungă la niciun rezultat. Aceasta este operațiunea Venus ea pentru asta este acolo și din moment ce este acolo nu poate decât să creeze culoarele astrale care să îmblânzească părțile. Nu doar pe unul, că atunci ar fi cedare sau înfrângere, ci pe amândoi. E un fel de rezoluție lucidă, probabil că este și cântărirea corectă venită din partea fiecăruia ce am avut și ce am pierdut, n-am câștigat nimic, hai să vedem ce putem păstra, cum putem progresa, Acum se poate întâmpla și o minune. De unde s-au certat și s-au antipatizat până acum, lucrurile să ia așa o întorsătură, nu uitați că acolo este și sensul uh, vieții și este și Uranus. Elementul surpriză, ceva care dislocă tot ceea ce a rezistat până acum. Eșafodajul pică și rămâne operațiunea, cum spuneam, Venus, reconstrucție. Și oamenii se și împacă și numai că se împacă. Încep să se și simpatizeze, încep să coopereze, încep să-și descopere și calități și dispare așa ca într-o reacție chimică, se dizolvă tot ceea ce a fost sentiment negativ. În plus, de sâmbăta viitoare, în siajul acestui traseu declanșat de planeta Venus, va veni Mercur, care va părăsi mișcarea apare în retrogradă, își va reveni la normal, va fi puternic și eficient și va patrona și el, din perspectiva lui, cu mijloacele lui bune, dialoguri, împăcări, negocieri sau demersuri comune, constructive, reciproc avantajoase. Între 29 mai, după ora 20 și 30 de minute, și 1 mai dimineața, mecanisme care privesc un univers de bani, bunuri și averi care sunt puse în discuție, care sunt revendicate, dar într-un fel foarte special. Aș putea spune aluziv sau doar ca tatonare sau ca discuție de principiu sau ca întâlnire pentru ca oamenii să fie puși în cunoștință de cauză, li se rămânează acte, documente, un punct de vedere, o cerere a cuiva și urmează să decidă. Lucrurile nu sunt bătute în cuie, nimic nu trebuie luat ca atare, Contextul este bazat pe inconsecvență, instabilitate și permanentă schimbare, metamorfoză, transformare la nesfârșit dintr-una în dintr dintr alta. Se vor mira după niște săptămâni de unde au plecat și unde au ajuns, ce au înțeles și ce au ajuns să facă, ce li s-a spus într-o primă etapă și despre ce era vorba, ce au constatat la o cercetare mai amănunțită din cauza lunii noi în Gemeni din 30 mai. Așadar, nu luați în serios dacă informația sau situația vă dezavantajează, ori vă supără, ori vă alarmează, pentru că nici pe departe, nici pe departe lucrurile nu vor merge în continuarea acestui moment care se declanșează acum și care va pune în mișcare ehe, multe alte interese și ipostaze în săptămânile următoare chiar. Singurul lucru util pe care Totuși trebuie să-l faceți, este să vă tapetați cu cât mai multe informații corecte, coerente, nu fantezii, nu bârfe, nu zvonuri, nu exagerări, lucruri concrete, reale, verificabile, oficiale. Între 1 iunie, după ora 10 și 3 iunie, posibilă, mică, mare dezamăgire într-un plan profesional sau moral sau intelectual, pentru că niște oameni sau niște situații evoluează aiurea, aberant, de rapace, de gândire, de vorbire, una își propun și alta fac, se compromit niște acțiuni, unele chiar publice, de exemplu, o întrunire, o conferință, o ședință, o sesiune, avea un o țintă, avea un mesaj, avea un nucleu de idei și de rezoluții care trebuiau obținute, dar la fața locului, și prin contribuția distructivă și dezordonată a unor participanți, lucrurile scapă de sub control și ba se ceartă, ba renunță cu toții să se mai implice în proiect, ba grupurile se separă după diferite criterii, și apar alte divergențe și uită de ce s-au întâlnit și încep să se ocupe de ce se uh, naște acolo. Adică un pui de conflict pe motive politice, economice, nu neapărat religioase, dar confesionale, da, filozofice, pedagogice, cu premiză socială, cu premiză publică. Și atunci disputa este dedicată acestor cauze și este abandonată motivația principală. Și atunci, sigur că cei născuți în zodia scorpionului nu au de ce să fie nici încântați, nici mulțumiți, nici fericiți, nici să zică, vai ce perspectivă luminoasă mă așteaptă, se vor întreba, dar eu ce caut aici alături de toți ăștia care, uite -te la ei ce vorbesc, ce spun și cum se încaieră de nu mai există ordine și logică nu vor încerca să intervină ca să-i readucă pe aceea, pe drumul cel bun, nici să-i facă să gândească mai corect și mai profitabil, pentru că se va extrage de acolo. Nu va ști cum să plece mai repede, să ignore, să nu le mai răspundă la mesaje și la solicitări. E o zonă de care se va feri, se va detașa, se va izola, o va respinge în mod chiar deschis, verbal, nu așa ca o sugestie sau ca o eschivă diplomatică. Va spune clar și ce nu mai vrea, ce nu acceptă, ce nu suportă, ce nu-i place. Scorpionul nu are chiar tot timpul delicatețuri de felul ăsta, are și brutalități. Ți-o spune verde în față și după aceea îți dai seama că nu mai există drum înapoi. Atenție totuși în cazul celor născuți în acest semn la capitolul supra-solicitare mentală și cerebrală e risc de epuizare, de insomnie, de migrene puternice, de tulburări de vedere, de tulburări de echilibru, de momente de șubrezire așa a funcționării organismului, ca și cum n-ar mai avea putere, amețeli care pot să traducă și o disfuncție circulatorie, dar și lipsa somnului, dar și lipsa energiei propriu zise, că dacă s-au epuizat niște zile în șir în activități profesionale sau cine știe, casnice, alte activități, la un moment dat organismul nu mai are resurse și înseamnă că e momentul să pună punct acestei hărnicii nemăsurate și să treacă la repaus, la reîncărcarea bateriilor, la un regim mai înțelept de alimentație și, în fine, devine antipatică, să renunțe la niște obiceiuri, cum ar fi fumatul în exces, mă rog, la alcoolice în exces, enervările disproporționate cu motivul care le suscită sau o serie de ambiții personale pe teme minore care îi fac să nu mai vadă că viața e frumoasă și ziua o fi adevară, dar e cam scurtă.